Numai ploile abătute deasupra municipiului Petroșani au salvat parcul din preajma fostei clădiri a poștei de extincție. Prin urmare, și cuiburile de cior din pomii din zonă au scăpat deocamdată de programul care prevede toaletarea arborilor. Deocamdată, pentru că, după cum au precizat reprezentanții primăriei, acțiunea va fi reluată imediat după ce vremea se va îmbunătăți, mai exact, în zilele următoare. Asta deși sunt tot mai numeroase vocile cetățenilor care se opun acestui plan de toaletare a pomilor din respectivul parc. Prin urmare, vrând nevrând, tei și castanii se vor alege cu o nouă coafiură, respectiv una apropiată de zero, care, potrivit reprezentanților primăriei, le va oferi acestora o viață mai lungă.